Trupele lui Vladimir Putin, care luptă în Ucraina, au scăpat de sub control. Soldații se întorc acasă, asemenea unor zombi agresivi, cu o sete de violență nemai întâlnită, lipsiți de control și, în cea mai mare parte, alcoolici și dependenți de droguri. Iar medicii ruși sunt disperați. Militarii, mulți mobilizați împotriva voinței lor, au ajuns să se comporte ca niște animale după traumele ororilor trăite și văzute în Ucraina. Mulți au apelat la băutură și droguri pentru a face față amintirilor de brutalitate și cruzime fără milă. Dar ei au adus ororile din prima linie în propriile lor case, deoarece s-au întors cu o sete înfiorătoare de violență. Un înalt oficial rus din domeniul sănătății i-a numit chiar zombii agresivi, care ar urma să umple în curând străzile orașelor din Rusia. Aceștia ar fi capabili chiar să ucidă trecători la întâmplare. Costul uman dezastruos al războiului lui Putin a stârnit temeri că Rusia se va confrunta cu un val de crime și violențe alimentat de băutură și droguri. Peste un sfert de milion de soldați au fost uciși sau mutilați fizic în războiul brutal din Ucraina, de la începutul acestuia. Dar cei care ajung acasă în viață se întorc într-un alt tip de zonă de război, chiar dacă rănile suferite sau sindromul post reprezintă și ele niște probleme probleme în sine. Mulți dintre ei care s-au întors din război sunt fie alcoolici, fie mai ales dependenți de droguri. Principalele substanțe de care abuzează soldații ruși sunt amfetaminele. Nu este prima dată însă când acest gen de substanțe sunt folosite de militari. Trupele germane care au luptat în cel de-al doilea război mondial obișnuiau să intre în lupte drogate cu metamfetamine în speranța de a fi mai alerte. Perspectivele de tratament și integrare socială ulterioară devin mult mai reduse. Unii soldați demoralizați și deziluzionați au fugit din prima linie în lacrimi sau s-au predat fără luptă pentru a scăpa de sălbăticia războiului. Lupta împotriva acestui fenomen este considerată dreptuna fără speranță din cauza lipsei uriașe de medici ruși, după ce mulți dintre aceștia au plecat din sistem din cauza presiunilor inimaginabile din spitale. Totodată, o mare parte a cadrelor medicale au fost forțate să lucreze în zona de război din Ucraina ocupată. Președintele ucrainean Volodymyr Zelenski și-a exprimat Anterior, îngrijorarea ca urmare a tacticii rusești de a trimite trupe în valuri după valuri de atacuri sinucigașe. Recruții sunt tratați efectiv ca și cum ar fi carne de tun, ceea ce nu a făcut decât ca rata victimelor în rândul forțelor ruse să fie enormă.